În județul Mehedinție, rata de infectare este în prezent de 0,66 la mii de locuitori, ceea ce înseamnă că suntem în scenariul verde. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 11 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 11 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, ceea ce înseamnă că județul nostru se află în scenariul verde. Situația epidemiologică din județul Mehedinț este următoarea. 642 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 84 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. 54 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinț au fost confirmate cu COVID-19 11 persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la mii de locuitori în județul Mehedinți este de 0,66, iar la droveta Turnu Severin avem o rata incidenței la mii de locuitori de 0,68. Totodată scade și rata de infectare a județului Mehedinți. În prezent, rata de incidență a ajuns la 0,66 la mii de locuitori.